Dragii mei, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și în clipul de astăzi vom testa câteva parfumuri de pe Dubai Collection. Am plasat o comandă la ei pentru un parfum demențial care se numește Boozy Cherry și l-am pe aici prin spatele meu pe undeva. Iar ei au fost drăguți și mi-au trimis încă câteva mostre de parfum, adică 3 mostre pe care aș dori să le încerc împreună cu voi. Voi căuta parfumurile acestea pe Dubai Collection doar pentru a vedea cum arată sticla parfumului. Apoi o să vă spun ce mi se pare mie că simt în el. O să încerc să nu mă uit neapărat la note, dar o să vă și precizez în cazul în care vă interesează aceste parfumuri pe una dintre voi. Aceste mostre de parfum au fost primite cadou la comanda pe care eu am plasat-o la ei, pentru că mi-am luat un parfumel de pe linkul meu de afiliere, pe care îl găsiți în descrierea acestui clip. Mi-au trimis și 3 mostre de parfum pe care astăzi le vom testa împreună. În cazul în care vreți să vă comandați și voi parfumuri de la ei, găsiți în cutiuța cu descrieri linkul meu de afiliere, de pe care dacă comandați un procent din comanda voastră vine și către mine fără ca voi să plătiți nimic în plus. Și dacă folosiți la checkout codul MV05, vă aduce și o reducere suplimentară de 5%. Haideți să vedem ce... Numai puțin. Ok, haideți să mergem pe site-ul celor de la Dubai Collection, să luăm primul parfum pe care l-am nimerit aici și se numește Mutraf. Ia să vedem. Mutraf. Să vedem și cum arată, sunt tare curioasă. Uite, aceasta este sticla parfumului Mutraf. Nu știu ce ar trebui să imite, dacă ar trebui să imite ceva, vom verifica împreună. Am aici și decantul parfumului. Punem căpăcelul jos. Nu știu de ce am senzația că seamănă foarte mult cu My Way, dar haideți să vedem. Pulverizăm pe... Mi-a curs și pe mână, aia e. Hai să vedem Mutraf. Da. Mie mi se pare că Mutraf este o clonă a parfumului My Way de la Giorgio Armani. Are izul ăla de tuberoză Bubble Gummish, care culmea aici nu mă deranjează. Îmi place foarte mult cum miroase parfumul, dar recunosc ADN-ul parfumului My Way. Ei zic că are ADN original. Mie mi se pare că se duce destul de mult în My Way, doar că e puțin mai domolit în partea de tuberoză. Nu mi se pare că este atât de multă tuberoză. Mi se pare tot așa un parfum bubble gummy și ei, repet, spun aici că are ADN original. Dar dacă vă uitați un pic la sticla parfumului, se aseamănă un pic cu sticla parfumului My Way de la Armani. Îmi place mirosul lui, oricum am observat că a început în ultima vreme să-mi placă și miroa ADN-ul parfumului My Way. Hai să vedem. La informații suplimentare nu ne spune nimic. Este o apă de parfum oriental Collection, Mutraf de femei. Acum este la reducere, costă 123,30 lei, deci care avea ADN original, dar, repet, se duce extrem de mult în My Way de la Armani. Deci My Way e clar. Iar în vârf avem floare de portocale, în mijloc tuberoză și asomie și bază vetiver și pacioli. Da, deci Mutraf este o clonă a parfumului My Way, din punctul meu de vedere, chiar dacă ei spun că este un parfum cu ADN original, se duce înspre ADN-ul parfumului My Way. Nu pot să zic că mă deranjează tuberoza aici, mi-ar plăcea să am parfumul în colecție, chiar este un parfum foarte, foarte frumos. Iar el fiind acum la reducere, dacă aplicați și codul MV05, mai primiți un extra de 5%. Foarte frumos parfumul. Oricum am observat că în ultima vreme nu mai fug atât de tare de variantele de My Way.
Haideți să mergem la următorul, care se numește manal. M-A-N-A-L. Ia să vedem. Manal. Accept. Îmi spune că are tot ADN original. Uite, așa arată și sticla parfumului Manal, ca să vă fie mai ușor să îl descoperiți pe site. O să încerc să pun și eu prin screen, dar mi-e mai ușor să vă arăt așa. Ne zice că este apă de parfum Oriental Collection, Manal Unisex, la fel este redus la 123 de lei și 30 de bani. Și înainte să ne uităm la note, haideți să pulverizăm și să vedem ce îmi spune acest parfum. O să încerc să nu mai dau pe mâna mea eventual, dar nu știu cât reușesc. Ok, hai că am reușit. Fluturăm un pic bețigașul. Îmi place foarte mult ăsta cum miroase. Mi se pare acvatic, dulce, dulceag, acvatic, acuatic, așa. Fructat, da, fruct înspre fructa posum, pepene galben, o ceva. Foarte interesant. Îmi place foarte mult cum miroase. E și un floral, dar un floral soft. Duce extrem de mult înspre sfera de parfum acvatic, cu ceva fructe pe acolo. Îmi place foarte mult ăsta cu miroase, îmi place mai mult decât celălalt. Ia să vedem, iarăși ADN original. În vârf are pară, rubarbă și coacăze negre, în mijloc tuberoză, floare de portocal, trandafir. Nu o simt nicio tuberoză. În notele de bază, lemn de santal, alun, note lemnoase. Sună foarte bine parfumul. Mie mi se pare, v-am spus, fructat, acvatic, apus, așa. Nu e greu, e și floral, dar un floral soft, jur că nu simt nicio tuberoză în el. Îmi place foarte mult. M-A-N-A-L, chiar îmi place foarte mult cum miroase. Un parfum de vară, un parfum fructat, așa, cu un vibe ușor tropical, dar înspre sfera de apus. Fructele alea se simt foarte, foarte bine. Îl mai lăsăm și pe el să se așeze un pic. Și mergem la următorul. Următorul care se numește Harem al Sultan. Hai să vedem. Harem al Sultan. Care este o apă de parfum pentru femei. Apă de parfum arabesc, Atlas Harem al Sultan. Așa arată și sticla parfumului. După cum observați, este destul de pudrățic așa. Tot este la 121 de lei și 50 de bani de la 135. Iarăși are ADN original. Hai să vedem asta cum mi se pare. Sticla este pudrățică așa. Hai să vedem dacă are ceva pudrat în el, dacă îmi place mirosul, cum mi se pare. Doamne, și ăsta îmi place, deci n-ai cum. E pudrățel, curățel, pudrățel, floral. Asta simt în el. Simt niște flori, nu știu exact ce flori sunt, dar sunt niște flori luminoase, ori niște flori albe mai apoase, ori în trandafir sau ceva pe acolo. Niște flori foarte luminoase, pudrate, ușor moscate, curățel, foarte curățel parfumul, foarte frumos ca și miros. Da, e sfera aia de floral, pudrățel, curățel, inofensiv. N-ar putea să deranjeze pe nimeni parfumul ăsta. Are bujor și mandarină în deschidere. În mijloc e asumie sambac ilang ilang.
iar în note ud, lemn de agar indian în bază. Nu simt deloc. Nu simt nicio notă de ud. Mi se par niște flori extrem de luminoase, pudrate, vesele. Un parfum de primăvară, vară, așa foarte feminin parfumul. Îmi place foarte, foarte mult. Cam asta este și cu el. Haideți să le luăm din nou la mirosit. V-am arătat cum arată parfumul. V-am arătat cum arată sticla parfumului. Așa este ea. Haideți să vedem de la început cum ni se par. Și mutraful luăm din nou. Mutraf duce extrem de mult înspre My Way de la Armani. Acum s-a dus tot izul ăla de bubblegum și a rămas un iz extrem de săpunos. Nu pot să zic că mai place chiar atât de mult în uscare, dar îmi place foarte mult cum se deschide parfumul. Iar acum, dacă în deschidere seamănă cu My Way de la Armani, ca să vă faceți o idee, tuberoza aia bubblegum efervescentă, roz, cum vreți voi, în bază se duce înspre l'interdit de la Givenchy. E o combinație oarecum între cele două. Deschiderea de la My Way, uscarea de la Givenchy l'interdit. Eu nu pot să zic că mă omor după l'interdit pentru că pe pielea mea are o notă săpunoasă. Ăla este motivul pentru care nu prea mă omor după el. Are o tuberoză destul de soapy, așa. Dar dacă vă doriți un parfum cu deschidere de My Way, tuberoza aia efervescentă, bubblegum și roz, așa, și cu uscare de l'interdit, vă recomand Mutraf. E super mișto parfumul. Nu l-aș purta neapărat pentru că eu nu sunt atât de mare fan tuberoză, nu sunt into tuberoză, dar el miroase foarte bine. O surpriză chiar plăcută și mi se pare destul de ingenios cum are deschiderea unui anumit parfum. Prima dată în deschidere m-a dus cu gândul la My Way de la Armani și acum am început cu gândul la l'interdit de la Givenchy, apa de parfum. Următorul este Manal. Manal îmi place până acum cel mai mult dintre toate. Chiar dacă este unisex, are izul ăla fructat, curățel. E și el un pic soapy, dar nu mult, nu e la fel ca primul. E și acvatic, are flori, dar sunt florile alea apoase, te duce cu gândul. E cam în sfera lui Davidoff Cool Water, dar un pic mai fructat. Ca să vă faceți o idee de miros, duce înspre Davidoff Cool Water, dar e un pic mai fructat și probabil are și mai multă persistență. Ăsta îmi place foarte mult, Manal, un parfum unisex, da și nu. Adică nu l-aș duce chiar în unisex, dar știți, vorba aia, fiecare poartă ce vrea. Se simt flori albe, într-adevăr, dar e foarte frumos parfumul, are deschiderea aia fructată. Acum rămâne un iz acvatic, apos, floral, așa. Nu mai bun de vară ăsta, îmi place foarte mult Manal. Iar Harem al Sultan rămâne un floral pudrățel. Acum se simte și puțin lemnos, dar nu duce sub nicio formă înspre lemn de agar, lemn de ud, nu are nicio treabă. E curățel, pudrățel, are izul ăla de curat, ușor muscat, chiar dacă ei nu listează mosc. Floral, pudrat, foarte feminin, un pic dulceag, nu foarte mult, foarte bright, foarte luminos. Extrem de frumos și el. Per total m-au impresionat aceste mostre. Singurul spre care nu m-aș duce este Mutraf, pentru că nu sunt mare fan tuberoză, dar dacă iubiți tuberoza în parfumuri, este un parfum absolut superb. Mi se pare, nu știu, extrem de frumos făcut. Și extrem de interesant cum are el deschiderea de My Way și baza de l'interdit, apa de parfum. Al doilea parfum care este Manal, un parfum foarte frumos pentru vară, duce înspre zona lui Davidoff Cool Water, dar e mai fructat, mai cuniz de ceva, după care se liniștește în florile alea frumoase. Și Harem al Sultan, un parfum pudrățel, ușor, foarte ușor dulceag,
finuț, elegant, feminin, luminos, bright, așa foarte frumos parfumul. Per total îmi place ce am testat aici, singurul pe care nu l-aș cumpăra este Repet Mutraf, pentru că eu nu iubesc nota de tuberoză, dar dacă ar fi să vi le recomand, da, vă recomand, puteți să cumpărați de la cei de la Dubai Collection, inclusiv mostre de 2 ml, să le încercați. Știți foarte bine că eu nu sunt adeptă a cumpăratului de parfumuri blind, tot timpul vă spun să încercați parfumurile pe pielea voastră. Dar dacă vreți să faceți o nefăcută, puteți să luați și blind, deși nu vă recomand. Eu mai fac blinduri pentru că am învățat cam notele care îmi plac, cam zonele de miros care îmi plac, dar și eu mai dau rateuri uneori. Dacă sunt de recomandat aceste parfumuri pe care le-am testat astăzi, da, sunt de recomandat, îmi plac ca și miros, sunt bine lucrate, sunt finuțe, nu simți foarte mult alcool în deschidere, sunt extrem de bine blânduite, îmi plac fiecare din anumite puncte de vedere. La Mutraf acolo, dacă mi-ar fi plăcut poate nota de tuberoză, m-aș fi dus clar înspre el, pentru că îmi doresc ceva care se semne cu My Way, dar care să nu fie fix My Way, pentru că mi se pare extrem de scump și nu știu dacă aș avea chef mereu de nota de tuberoză, îmi place mai mult My Way floral. Dar legat de parfumurile de la Dubai Collection, din ce am testat până acum, mi se par destul de bine făcute. Eu am cumpărate din banii mei două, și anume Boozy Cherry și Mojo, care îmi plac foarte mult, le-am luat pentru că le-am testat și mi-a plăcut mirosul lor. Am cumpărat pentru o prietenă și Just Peach, clona lui Tom for Bitter Peach. Îmi place foarte, foarte mult, nu îmi place foarte, foarte mult, că pe aceea n-am testat-o, dar cu siguranță se apropie destul de mult de original, din câte am înțeles de la alte persoane. Dacă ar fi să vă recomand parfumurile de pe Dubai Collection, da, vă recomand. Parfumurile pe care eu le am de la ei sunt cumpărate din banii mei. Singurele parfumuri primite de la ei sunt acestea de tip decant, pe care le-am testat aici pe cameră împreună cu voi. Mie îmi plac, dacă voi mai găsi ceva să-mi placă de la ei, cu siguranță voi mai cumpăra, pentru că mi se par niște parfumuri calitative și bine făcute. În cazul în care v-a făcut ceva cu ochiul, nu uitați că în descrierea clipului găsiți linkul meu de afiliere. Dacă aplicați codul MV05, primiți o reducere suplimentară de 5%. Ăsta a fost clipul de astăzi. Am găsit aici parfumuri interesante, cu siguranță unul dintre ele îmi place foarte, foarte mult. Două îmi plac, în afară de Manaf, care are tuberoză și nu mă coafează prea tare, restul le-aș putea purta cu ușurință, nu mă deranjează cu absolut nimic și sunt destul de bine făcute. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Pe mine mă găsiți și pe Instagram și Facebook cu ID-ul Coffee & Perfumes. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să o faceți, iar noi ne revedem data viitoare cu mare, mare drag. V-am pupat! Pa, pa!